Salut! Un nou clip. Aș vrea să vă arăt hrănitorile și cutiile de grăunțe pentru soldați în lucru. Hrănitorile sunt făcute din plasă. Plasă din aceea de gard. Frumos ranforțate într-un unghi de 45 de grade pentru a fi așezat frumos pe perete. Să vină undeva aici, în zona asta. Așa. O să vină frumos pe USB și jos o să-l prind, o să întorc bandă din aceea de montaj și cu negres în podea. Și nu mai are nicio treabă. Tot așa le-am și oprinse la boxele mele și n-am avut probleme niciodată să le rupă sau ceva. Urechiușe pentru aici urmează să găuresc, dar folosesc urechiușe din acestea sudate pentru a băga negresă pe peretele cu USB. Iar în ceea ce privește cutiile de grăunțe, acestea le-am confecționat din CD, profil CD. Sunt făcute de mine. Cutii lungi, undeva la 30-35, zic eu. Nu le-am ținut măsură exactă. Bine, toate sunt egale, dar nu, chiar nu știu, în funcție de cum mi-a dat CD-ul. Așa. Am făcut aici margine, din partea asta la altă îmbracă partea spatelui, cum ar veni fundul tăviței. Știți? Și aici am prins frumos pureci din aceea de CD, frumos, forante din acelea mici. Și le îmbrac frumos lambinări, în așa fel încât să nu mai... Astea oricum sunt, eu zic că sunt pe viață, pentru că nu le roade, nu nimic. Sunt destul de ok și una dintre cele mai... cea mai ieftină posibilitate de a face aceste tăvițe. O să le vopsești pe acestea cu clor cauciuc pentru a fi aceeași culoare cu podeaua și nu a fi... Oricum, o să le suspend un pic. Deci dacă pe partea aceea am vorbit că pe partea stângă o să bag hrănitoarea, pe partea dreaptă deci așa. Aici o să vină, să zicem, hrănitoarea, iar aici, marginea asta frumos, o să suspend pe o blăniță, pentru a fi un pic mai sus, o să suspend cutia de greunțe, să fie destul de bine. Aici o să opresc o diferență, pentru a putea intra blănița aceea pentru protecție ușă, știți prea bine, și e ca un paravan așa de blocare a blăniței și cam asta e treaba. Astăzi nu am stat să le confecționez și hrănitorile și cutiile de grăunțe, dar luna asta eu zic că sunt gata fără probleme și poate să vină să le... Cam atât. Toate cele bune, vă salut!